Domnule selecționer, începem această acțiune cu 6 puncte. Care sunt concluziile dumneavoastră după primele două meciuri? Concluzia a fost o acțiune reușită și pozitivă. Noi ne-am propus să recuperăm anumite lucruri care s-au pierdut în ultime vreme. Cred că aceste 6 puncte nu au fost întâmplătoare. Nu? Un percurs făcut în timp foarte scurt, fetele s-au motivat foarte mult. Am reușit să adunăm aceste 6 puncte. Acum noi de acolo repornim. Nu mai mergem înapoi, adică de acolo repornim, pentru că trebuie să adăugăm încă alte situații, mai ales că calificarea noastră încă nu este gata. Pare că avem o grupă foarte imprevizibilă dacă ne uităm la rezultatele adversarelor și oricine poate bate pe oricine. La ce ar trebui să fie fetele atente în această dublă cu Bulgaria? Asta trebuie să ne face să ne gândim bine, pentru că eu am văzut de multe ori meci pe care a jucat Armenia în Bulgaria. Sincer, la nivelul jocului, Bulgaria a fost un pic peste Armenia, dar rezultatul a fost în total favoarea Armeniei. Asta înseamnă că trebuie să fim atente, să fim concentrate, să fim focusate pe ceea ce ne-am propus noi, bineînțeles cu unitate, începând de la orice sesiune de antrenament, ajungând la meci. Ați lucrat deja cu fetele, aveți o prima acțiune alături de ele. Cum le-ați simțit și ce concluzii aveți despre felul în care lucrează unitatea grupului? Ce ați remarcat după aceasta? Spun încă o dată că pentru mine era foarte important să recuperăm aceste plăcere de a munci, aceste atitudine potrivită pentru să putem face niște performanțe. Fetele au conștientizat asta, au pus în evidență și asta, probabil faptul că lipsa de rezultate din trecut le-au adus într-o stare un pic dezamăgitoare. Asta nu înseamnă că nu putem să recuperăm aceste situații, pentru că în trecut au dimostrat valoarea lor. Atunci trebuie găsit drumul cel mai scurt pentru a recupera aceste valori și pune în practică în antrenament și la meci. Avem deja 6 puncte, dar e mereu loc de mai bine. Care sunt aspectele care credeți că trebuie îmbunătățite? Îmbunătățite, sincer, după primele două meciuri avem. Drumul nu este terminat aici. Unitatea grupului mi s-a părut foarte bine, integrarea grupului mi s-a părut foarte bine. Au în timpul scurt îmbunătățit ideile lor în timpul jocului. Clar că noi acum căutăm continuitate de această situație. Adică continuitate înseamnă că focusul nostru trebuie să fie acum pe Bulgaria, după pe Kazakhstan și Armenia. Ideea este că continuitatea ne pune să avem un percurs favorabil și bun. Avem și un nume nou în lot, pe Simona Sighiartău, o jucătoare cu care însă ați lucrat la U19. Care sunt calitățile care au recomandat-o pentru o selecție la Națională Mare? Bine, eu am zis și la ea, din punctul meu de vedere, din afara că joacă titolare la U Cluj de 2 ani de zile sau de 2 ani și jumate de zile, a fost o femeie împreună cu Sonia Bumbar, trebuie să menționăm și asta, capitana echipa Under 19, care a avut o maturizare din punctul de vedere fotbalisti și social și relațional mai evidente. Asta înseamnă că s-au pregătit foarte bine pentru a intra, a respira o aria foarte bună, dar specială, că nu este pentru tot. Atunci, dacă vrei să stai la echipa mare, trebuie să ai aceste condiții. Aveam și un alt nume nou pe portarul Recatanco, care din păcate n-a mai putut să vină la lot, și dumneavoastră vorbiți foarte mult de U19, ați antrenat acel lot. Sunt curioasă la ce calități vă uitați în momentul în care selecționați jucătoare care fac pasul de la Naționala U19 la cea mare. Ce mi uit? Primul lucru, dacă a jucat titolare sau nu. Asta este unul dintre cei primi criterii, nu? Pentru că cu tot respectul avem jucători de valoare, ma dacă nu te afirmi în clubul respectiv, devine un pic greu să fii selezionată la lotul național. Al doilea lucru, percursul pe care a făcut-o. Și Tanco Reca este o fată care a avut o evoluție extraordinară în ultimii 2 ani. Eu la cunosc de la Under 17, a venit la Under 19 și ea a crescut din punct de vedere tehnico-tatic și cu siguranță, cu personalitate. Ne pare rău, pentru că ar fi fost interesant și pentru ea să vine, să începe să respire o aria diferită și specială. Oricum, avem Sara Câmpano,
care este deja, zicem, afirmată în aceste cale. Și nu în ultimul rând, ați experimentat și un prim meci pe Arcul de Triumf la echipa mare. Cum ați descrie atmosfera de la meciul precedent cu Kazakhstan? Este o atmosfera care nu poate să nu te stimuleze, să nu te motiveze, pentru că un stadion adevărat, suporterii, în momentul în care tu intri acolo, te simt, zicem așa, protagonista și ero din țara ta. Atunci cred că este ceva în plus, că te ajută să ai o performanță bună.